din fericire. Nu, păi trebuie să ai mare grijă de ea atunci, dacă nu vrei să moară. Uh-huh. Adică să-i dai drumul, să plece acasă, de unde au venit. Ui, da. Te descurci tu? Da. Cel puțin cred. Stai, că pe aici, pe lunga asta trebuie. L-am băgat. Uh-huh. La fix l-ai tăiat. Dă-mi partea cealaltă. Dragilor, la noi a sosit toamna, e septembrie, e frumos. Suntem din nou și încă în Cătun. Am mai explicat odată situația actuală. Eu sunt la casa noastră cu copiii, a început și școala, suntem acasă, dar mai venim din când în când, ba să aducem mâncare pentru Daniel sau să aducem apă sau diferite lucruri de care mai are nevoie, iar Daniel este la gospodăria din Cătun, unde stă cu căprițele, pentru că iarba și fânul și toată mâncarea aici e mai din abundență și atunci s-a hotărât să vină cu căprițele în această zonă. Am reușit de-a lungul a 3 zile, dar așa câte un pic în fiecare zi, să scoatem și recolta de cartofi, niște cartofi extraordinari. Am avut și cu găurele prin ei, nu-i problemă, nu ne supărăm, sunt 100% naturali, sunt săpați, sunt neierbicidați și ne bucurăm că avem recoltă frumoasă. Am vrut să trec așa prin revistă oarecum, cum mai e situația prin gospodăria din Cătun. Daniel își tot găsește de lucru aici în gospodărie, ba cu fânul, ba cu caprele, a avut treabă să pună gard electric, să le facă un perimetru caprelor și tot așa își tot găsește de lucru, pentru că de lucru este peste tot, iar aici se află un măr Ionatan. Sunt niște mere foarte bune. Un secret și un lucru foarte important. Dacă aveți ocazia să mergeți printr-o zonă, așa, într-o plimbare, unde găsiți mere din astea mai cu viermi, mai cu bontăneli, care știți sigur că nu sunt stropite, nu ștergeți merele. Dacă este într-o zonă unde nu prea circulă mașini, unde nu prea așa, nu spălați merele deloc, pentru că pe suprafața lor se depune un praf și acel praf vă va ajuta să dezvoltați imunitate, pentru că e o cantitate foarte mică de bacterii, praf și alte substanțe, vă ajută să vă creșteți imunitatea. Corpul reușește să facă față la numărul mic de bacterii și așa, și vă creșteți imunitatea. Plus, sunt foarte, foarte sănătoase. Și noi aici avem plin de mere și tot ne servim cu câte unul. Chiar și capra asta în vârful dealului se mai servește cu câte un măr. Avem ocupație, avem cu ce să ne distragem atenția și să nu ne plictisim. Vai ce fain e focul ăsta! Tot ce e mai frumos. Pentru o toamnă foarte pașnică, foarte blândă, sau cel puțin un început de toamnă. Da. Toamnă numai în calendar. Toamnă doar în calendar, da. Și noaptea e destul de toamnă.
Spune-mi, dragule, cum te simți în zona asta, așa singur, mai tot timpul? Păi eu sunt de regulă o ființă solitară. Adică pe mine nu mă deranjează să stau singur cu gândurile mele. Și asta cred că ar putea spune multe lucruri despre mine, printre care n-am nimic pe suflet să mă îngreuneze. N-am nicio grijă, n-am dușmani să-mi fie frică că vin și mă atacă. Și în principiu, sigur că mi-e dor de familie dacă familia e plecată și stau dincolo la cealaltă gospodărie. Copiii deja au început școala și nu o să mai stau nicio mult aici, dar câteva zile vreau să mai stau. Pentru că ia uitați ce frumos am cosit și mai am de cosit în partea asta. Nu pot lăsa așa terenul să-l văd plin de buruieni și culcate să culce numai iarba la pământ. Nu e o iarbă foarte stufoasă și grozavă. Nu, e stufoasă, e așa, secetă, da, uite, o fumare secetă. Așa de prun, trebuie să mă duc cu discul, cu rotativa și să-i lichidez. Uh-huh. Culeg merele, fructele de pe jos și după aia mă duc cu casa și uh-huh. Rămâne, uite așa. Foarte fain au rămas. Plus o să se facă o iarbă faină la primăvară. Plus că pomii ăștia, noi de vreo 2-3 ani de când umblăm la gospodăria asta și mai exact de cam un an de când ne-am cumpărat-o, nu i-am curățat deloc și nici nu i-a curățat nimeni cu vreo 3-4-5 ani înainte. Așa că anul ăsta o să încep serios să-i curăț. Curățat înseamnă voi lua tot ce usca de pe merii ăștia, îi voi mai rări și îi voi mai aerisi un pic, pentru că sunt foarte bătrâni și până mai rodesc îi mai ținem. Însă prunii ăștia care anul ăsta n-am cules decât, am mâncat probabil câte o prună pe aici colo și noi nu facem țuică, câtă țuică ne trebuie nouă că putem pălincă un litru, doi de la prieteni. Bine, da, trebuie să aibă și un final de povestea asta, că am zis că vin să-ți pun câteva întrebări și... Păi mi-ai pus prima întrebare, stai să-ți răspund. Și o să, pentru a curăța pomii, mă ajută dacă e curățat frumos tot pe jos, că greblez mai ușor. Da, deci da, prunii da. O să-i tai, cei mai mulți dintre ei o să-i scot cu tăcu rădăcină și pregătim locul pentru alți pomi fructiferi tineri. Super! Cred că putem să punem cais și nectarin. Am avut și am pus câțiva. Adică am pus un cais și un nectarin sau caise mai multe? Deci principiul și regula e felul următor. Pomii fructiferi o să fie probabil tot mere, că merele le poți pune în ladă și stau peste iarnă. Ei, da, caisele, ce bine le sta în borcan. Da, o să punem și un rând de cais, un rând de piersici. Și să vedem cum mere nectarinul și caisul ăla. Caisul și pare să... Noi nu vreau să punem 10 nectarini, dar mi-ar place încă 2 nectarini, ca să știu că am de mâncat. Păi va trebui să punem vreo 5-10 caiși, tot atâta piersici și încă vreo 2 nectarini. Și restul meri, pentru că merele stau pe iarnă. Ladă. În ce perioadă începe să se pună... Se începe să se pună. Acum cam începând cu luna octombrie se pot planta, care cum are timp. Octombrie, și cum e și vremea, presupun. Și chiar și în ferestrele iernii se spune. Adică dacă nu e iarnă foarte grea și înghețată și nu îngheța pământul, poți să plantezi oricând și în decembrie. Uh-huh. Sigur că cel mai bine e acolo în octombrie, noiembrie. Cred că noiembrie ar fi. Da, de altoit, cam când e perioada? De altoit primăvara, de vreme în jurul lunii martie. Uh-huh. Martie timpuriu. Și spune-mi, dragul meu, cum îți place mai bine, așa singurel sau acasă cu familia? Acasă cu familia, clar. Îmi vine să plâng. Te-ai pus întrebări atât de dificile. Numai eu și caprele a rămas aici. De te duci. Ca norocul că ai pe cine trage de țâțe. Păi trebuie multe caprele dimineața și seara, asta e drept. Am o zici cum vrei, dai te lucru. Te lucru-i, da. Lucru-i lucru. Lucru. No. Cum te-ai descurcat cu mâncarea? Păi astăzi am mâncat o singură dată, dar am mâncat bine, că mi-am frit. Noi, ți-am lăsat cartofii pe foc. No, du-te, vezi, că am morții negri. M-am luat cu treabă serioasă, așa, cu filmat și cu tot.
și am lăsat cartofii pe plită. S-a prăjit un pic cam tare, dar atâta zi buni. Am făcut și o rătutică. Tați grozavi, grozavi. Tați de proaspeți. Îmi placă să așa crocanță. Deci practic s-o ars, da? Îmi scad chipsurile. Mm. Și am ajuns și la finalul acestui video. Am ars și cartofii, am și povestit un pic. Sper că v-a plăcut în... N-a fost tur, da? A fost trecere în revistă oarecum. Sofia de fiecare dată când vede câte un uliu s-apucă să facă sunetul ăsta, pentru că ne-au învățat niște vecini atunci când vedem uliu să îl alungăm prin acest sunet. Spuneți-ne dacă și voi faceți la fel, că la noi în sat când piuie câte un uliu deasupra gospodăriilor toată lumea urlă pe acolo prin sat să fugă uliu, să nu vină la găini. E bine, eu vă salut, scrieți-mi în comentarii tot ceea ce doriți să ne transmiteți. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa!